Și Mariana de ce? Asta e părerea ta, dar ești au băgat Mariana ar curse. S-au băgat așa, e că Mariana consideră că aveam greșit și ar trebui să consider foarte multe dacă îi să o luăm așa. Și atunci de ce greșit? Ca și mie acum am la Mădălina. Cristian, cu Marinescu. Oh! Atunci stai nervara. Oh! Dacă totul atunci de ce? Atunci de ce crezi că Mare? Na, băi, n-a fost atent și a spus Rareș. Atunci, da, mă. Atunci de ce crezi că Mariana te-a chemat mincinos acum? Liderul. Te-a chemat mincinos. Dacă Mariana crede că am greșit, papel, peste că și Mariana vorbește. Da, Iana, atunci ce i-am spus eu? Papel. Am greșit, greșit. Adică tu vrei să spui că dacă ai greșit și tu și Mariana... Păi și eu, împreună cu Codruț, am stat atunci papel. Cât am vorbit? Maxim 4 minute, 5 minute fie. E mult. Aici, dacă eu stric, începe comunist. Oh, Mariana, am și o întrebare pentru tine. De ce mai ai făcut mincinos? Sper că nu vă înțeleg. Mariana, am vorbit așa. De ce mai ai făcut mincinos? De două ori pe zi, odată. Păi că ești. Dacă nu vorbesc, vorbești toată conexiunea. Ai spus că Diana doar despre testul COVID. Vorbește. În schimb, tu nu ai vorbit. Toată conexiunea vorbește. Ți-am spus că eu cu Diana am vorbit despre testul COVID în urmă cu o săptămână ca ea să vină în emisiune. Și am întrebat la telefon. Atât ai vorbit cu ea înainte, nu ai vorbit cu ea niciodată. Dar nu înțeleg de ce mă tragi tu pe mine la răspundere până una alta, atâta timp cât tu stai în carantină și vorbești cu Marinescu. Mai spune! Dacă totul îi să dăm așa. Da, vorbești cu mine! După ce te înjură și te facem fel Hai mai zice-mă, Mariana. Dacă vorbesc tot cu cine vrea. Rareș, Rareș, dar ia-ți spune conversațiile dintre ea și Marinescu. Bă, Maria, lasă-mă cu conversațiile, cum mă interesează? Nu mă interesează ce-au vorbit ei sau ce-au discutat de acasă. Oricum, acum Mariana zice că vorbesc cu cine vreau, Rareș, o să zică și el că vorbesc cu cine vreau. Peste 5 minute Rareș se va duce la Mariana și va cere scuze. Adică nu e că e ceva de neștiut. 2022. Da, da, Rareș, nu-i vei cere scuze, nu? Nu te vei împăca cu Mariana, nu? Nu. Părerea mea este că vă trageți prea mult la răspundere unul cu altul și nu sunteți nimic. Ce ai, Sandra? Măcar dacă ați fi un cuplu, nu sunteți nimic. Vă supărați unul pe altul, de ce? În momentul în care o să avem o relație... De ce? Mariana! O să închei orice și am încheiat de mult. Conversațiile alea din octombrie la început. Da, da, adevărat. Atunci de ce l-ai făcut mincinos, Mariana? Mai știi altceva în afară de lucru pe care l-ai... Poftim? Eu l-am întrebat, atât ai vorbit cu ea? Niciodată n-am mai vorbit cu ea? Și el a zis că da. Dar eu l-am întrebat acum și am spus. Mamă, băi, am zis că am vorbit cu ea o singură dată. De testul COVID am mai vorbit la telefon. Și după câteva mesaje aiurea. Și am vorbit și eu. Gata, aș fi vorbit cu ea. Bă, dar nu te ascultă, mă, n-auzi că vorbește și ea. Cum, mă? Eu cu George. Nu, da, aș fi înțeles. Mariana, dacă ea vorbește tu peste, crezi că te auzi? Da. Maricica. Eu l-am întrebat acum și a zis că în afară de lucru pe care îl știi tu, în acele conversații care s-au dat în producție, el nu are nici măcar o minimă treabă. Dacă ăsta a pierdut cheia și ăsta a pierdut cheia... A spus că a fost băgat degeaba în aceste subiecte. Cerește o cheie. Și aici nimic nu se întâmplă degeaba. Hai că vin și eu, George, că și-o am iubit în competiția asta. Bine, Alexandru, bine. Mâine seară tu la hotel. Băieții s-au așezat. Diana, la hotel arăți conversațiile fetelor, ce ai vorbit cu mine, ce ai vorbit cu Codruț. Mai bine du-te, Alex, oricum nu subiectul. Eu am vrut să-mi arăte care este problema ta. Te bagi un subiect aiurea. Păi lasă-mă să vorbesc, chiar dacă mă bagă aiurea. Lasă-mă să vorbesc. Mariana. Că te scoți tu, că ești baia de scurcăreț. Dar nu vreau, n-am nevoie să mă scoată ceva. Păi de ce să vii aia? Lasă-mă să vorbesc. Și vă plângeți că de ce nu termină? Eu i-am spus ei că îmi place de tine, Rare, și a spus că... Ia nu, eu nu i-am spus ei așa ceva. Pentru că ei au venit ieri în emisiunea și au spus un prieten foarte bun. Să mă facă pe mine să cad cu lumina proastă. Îi place de Rareș. Nu știu ce au ei. Și ce dacă îi place? Dar nu îmi place. Ea n-a spus. Nu contează. Ei au mințit în legătură cu asta. Ei au venit și au spus că i-a spus acele vorbe, dar ea de fapt nu le-a spus. Ce contează, Mariana, pe tine? De ce faci zarbă din nimic? De ce o fac pe ea mincinoasă când ei sunt cei care mi-au spus? Să răspundă ea, nu ești tu, Marea Samariteancă. E vorba de Rareș. Taș, nu te băga, nu-i subiectul tău. Nu mă bag, acolo. Da, nu mă bag, că nu-ți convine, nu mă bag. Că ea nu zice nimic. Stai cu minte, stai Maria, cu minte. Maria, lasă-mă de vrei tu. Lasă-mă, dacă discut eu cu ei, lasă așa, nu te băga, te rog. Dar nu-i vorba de asta, mă. Tu, dacă ai vorbit cu Rareș, frumos ar fi fost să vorbești mai întâi cu Rareș despre tot, după să-i arăți ce ai de arătat ei. Păi dacă asta ea am m-a întrebat aseară... Da, dar tu ce faci, zice ea? Te mai întreb. Dar de ce să nu-i arăt? Dar nu, că ea face și zice Codruț, nu de alta. El dar care a fost motivul? De ce Mariana a vrut să vadă conversația voastră? Ți-a explicat? Treabă pe Mariana. Păi dacă... Ea a venit, ea arată mesajele curare și tu i le-ai arătat. Cam așa a fost conversația. Am vrut să văd dacă mă minte sau nu. De ce n-ați recunoscut voi la început? Nu am recunoscut că n-am vrut eu să o pun și pe ea într-o lumină proastă de acasă. Lasă, că... Bă, cum mergi cu asta? Păi da,
lumina bună. Eu am vorbit cu fetele ieri cu și nu fetele au tras-o de limbă pe Diana. Diana a început să arate sistemă. Diana a vomitat după primul episod în care o venit, i-au mers și-o zis tot. O să pățin la aceeași chestie, ai să vezi. Ce mă, viața mea, ce-am făcut? Nu viața mea, că ai văzut cum a făcut Rareș mișto de mine? Bă, și a căzut? Eu fac mișto de tine? Dar nu facem, nu, facem mișto de ei, mergem cu de mine, dar mergi cu cârtele. Nu trebuie să mergi în ele dacă nu ai nicio problemă. Și nu vreau să te lovești, pentru că țin la tine. Te-i pup rău de tot. Te pup. Facem și noi așa. Face? Stai că vrea să vorbească George un pic acum. Cu nimeni alta decât Alexandra. Cu mine? Cu tine, Alexandra. Avem o problemă foarte mare aici. Băieții au pierdut cheia. Și nu poți trec în casa voastră fără cheia ta. Mi s-a spus să te rog pe tine frumos. Să mă rog, da, da, sau să mă obligi. Da, da. Nu, să te rog. Ce crezi, mai devreme am auzit că cineva vrea să-mi ordone chestia asta. Romeo a zis la Caterinca. Eu nu. La Caterinca stați în casa. Dar Romeo a zis, mă. La Caterinca. Eu da, vreau da, să trec în casa. În momentul în care cineva spune că îmi ordonă mie să deschid ușa, uite că la Caterinca nu stă acolo. Este același episod. Stai puțin, Romeo, scuze-mă. Este același episod care a fost și cu Marinescu și Alexandru. Dar nu, eu ți-am, nu, lasă-mă te rog frumos. Cineva, nu, eu ți-am, nu Romeo vrea să treacă în casa fetelor, eu vreau să trec în casa fetelor. Eu te rog frumos pe tine să vii să-mi deschizi. Care este conflictul cu Romeo, ți-l rezolvi după. Da, eu am scos cu zicărlea pe gură, așa că te rog dacă frumos. Dacă te deranjează cineva, nu te răzbun pe toți. Haide, se poate să de Alexandra ușa să Alexandra, uite, hai că-ți... Mă vorbiți pe conexiune. Hai mă să vorbiți un pic acum. Se poate sau nu se poate? Deschidem și mie că și eu vreau frumos, să mă duc. Uite, te rog frumos. Ieși! Deschide. Să nu te bagi în seama. Alexandra, deschide cine, că eu? Și eu vreau să mă duc. Hai că vă citați după, te rog eu frumos, Alexandra. Se poate sau nu se poate, să știu. Hai, George. Mulțumesc frumos. Îmi dați voie să-i... Stai, George, că trebuie să-mi dea voie la... Îmi dați voie să-i deschid ușa lui George. Hai, mă, Alexandra, lasă. Haide, bă, că și-a pedapsă, da. Ieri și-a luat camera. Îmi dați voie să-i deschid ușa. Nu-mi răspunde camera, George. Da, îmi dau eu pedeapsă. Te joci cu suflet. Asta înseamnă fă ce vrei tu. Hai că și-a pedeapsă, n-ai ce Alexandra. Îmi dați voie? Are sentimente. Asta înseamnă fă ce vrei și dai pedeapsă după. Îi dă mare... Camera, îmi dați voie? Vreau să-mi dea voie camera. Dacă nu-mi dă voie camera, nu-ți deschid, George, îmi pare rău. Dar eu mi-asum, nu, tu n-ai nicio treabă. Mi s-a spus... Acum, să-mi zică camera că ai voie să vii și vei veni. Mi s-a spus din spate că dacă tu îmi deschizi, o să vin. Ceea ce este mai departe mi-a spus... camera în momentul de față, nu vorbește cu mine. Dacă este supărată pe mine, se dacă pare. Dacă ți-am spus tine, am vorbit în spate să cer cheie și este cheia ruptă și mi s-a spus că dacă tu îmi deschizi pot să vin, mai departe mi-a spus Alexandra, nu fă și tu ca Marinescu, deschide ușa aia că vreau să trec și eu. Este vorba de cameră, George, tu n-auzi că am întrebat camera și nu mi-a răspuns? Te-am explicat frumos. Și Codru să discutăm, că nu putem aici. Da, dacă vii numai tu, George, vină numai tu și atât, nu vreau să vină și restul. Păi numai eu vin, că doar... Nu, că țipau mai devreme, că vor să vină mai mulți. Nu, Codru și voia. Da, eu vreau. Codru și cu mine. Nu, Codru să stea acolo până clarificăm situația. Ok, mulțumesc că astea-mi deschis. Eu vreau să vin, că am iubită. Hai, deschide odată, nu mai... Mai comentez mult, Romeo? Ia comenta, să vedeți cum stați voi astăzi toată ziua acolo, în partea aia. Hai pe bună. Andrada, ia zi viață. Mi-a fost dor de tine, nu te-am mai văzut de un secund. Mariana? Da, spune. Îmi pare rău. Pentru? Că nu mai sunt în carantină să vorbești cu tine. Hai, lasă, vrăgeala asta, ai vorbit odată cu mine, nu mai exagera acum. Ce-am făcut? Am vorbit și noi de două ori, nu mai exagerat. Mai devreme era odată. Odată eu cu el. Odată eu cu el și încă cineva. Și am mai vorbit odată în carantină. Oare cine? Era toată lumea. Cu Rareș, cu Cristi și cu Marinescu. Am făcut foarte bine, dar Rareș trebuie să te asigur. Mariana, te-ai mai vorbit odată cu el? Vezi că ai mai vorbit încă odată cu el? Vorbesc cu trei, dar Rareș cu una. Ai mai vorbit odată cu el? Am vorbit cu toți trei. Am vorbit la apel. Hai, Mariana, te mai băga un pic. Da, Mariana, mai vorbit odată. Mai uite și pe față. Dar problema este alta, Rareș. Nu am nicio problemă, Mariana. Nu. Problema este alta, că eu mă înțeleg perfect cu Mariana și tu nu te înțelegi deloc. Mă bucur. Cum facem? Păi cum facem? Păi îmi lași mie loc? Nu, îmi lași mie locul tău? De ce stai aici? Îmi lași locul tău? Ai nevoie să-ți las locul?
Nu ești în stare, nu ești în stare să câștigi un loc? L-am câștigat de mult. Iar câștigat de mult, da. De când am pășit prima oară acolo. Mariana era luminată toată la față când m-a văzut. Hai, Marnescu, nu mai potolește-te. Bine, eram și eu mai cu mușchi, eram și eu mai cu mușchi. Nu mai exagera, Pentru fericirea, pentru fericirea ei. Pentru fericirea ei, eu îți las locul dacă ea vrea. Nu te-am văzut când ai coborât pe scările alea. Pentru fericirea ei, eu îți las locul. Aspectul fizic zboară, Marnescu. Hai, lasă vrăjeala asta cu pentru fericirea ei. Oh, Mariana. Te cheamă Isabel? Mariana, vreau să vorbesc eu cu tine. Isabel, erai cu tine, Alexandru Teasca. Dacă ne permit colegele tale, Maria. Ce s-a întâmplat? Da, de ce tu ai pretenția la Marinescu să nu mai facă glume pe seama ta? Cum adică? Atâta timp cât eu nu îmi permit să vin să fac glume la adresa lui, glume proaste. Ok. Să nu-și permite. De ce? Da, tu zici că te-a denigrat foarte mult data trecută când a făcut o glumă pe seama asta, nu? Da. Dar în același moment, tu a doua zi, ai început să râzi, să glumești cu el. Da, bravo. Ce impact crezi că are la public când te vede că râzi și glumești cu el a doua zi după ce te face cum te face? După ce a vorbit urât despre mine în aceea înregistrare. Nu, a făcut gluma, a făcut gluma. Persoană importantă pentru Mariana, Adriana. Mulțumesc, Adriana. Mulțumesc, Adriana. Erai pe cadru. Ce a zis, mă? Nu, dar am și spus. Atâta timp cât anumite lucruri vin de la niște persoane care nu au o mare valoare în viața mea. Da, în momentul în care vin de la persoane dacă ar care... veni de la, uite, da, de exemplu, dacă aș auzi cuvintele care le-a spus Marinescu la adresa mea, că mă înjura, uite, îl iau exemplu în momentul de față, îl iau exemplu pe George. Dacă aș auzi aceste lucruri de la el, da, m-ar deranja, pentru că este o persoană. Da, Mariana, nu, da. Nu, dar nu, oricum. Mariana, dar tu n-ai zis că nu te deranjează lucrurile care vin de la o persoană neimportantă. Da, păi asta vreau. Și mai devreme ce ai strigat. Dacă venea de la George. Mariana, mai Mariana, Alexandra, vorbesc eu cu Mariana. Am cerut frumos să vorbesc cu Mariana. Alexandra! Alexandra! Ok, glume proaste. Glume proaste. Alexandra! Okay. Cum adică nu te deranjează dacă te-a deranjat? Alexandra! Dacă vine acum, Alexandra, aș fac o glumă proastă. Dar poți să faci glumă proastă atâta timp cât tu ai spus cu gura ta că dacă vine de la o persoană care nu este importantă în viața ta, nu trebuie să te deranjeze. Tu ai spus. Uite, acea glumă proastă a fost dusă la extreme. Păi tu ai dat să se ducă la extreme. Tu ai făcut să se ducă la extreme. Nu am făcut eu nimic. Ba da, tu. Da, că dacă nu-ți plăcea, nu vorbeai. Simplu, ghideai subiect. Da, Mariana, dar atâta timp cât ce zice Alexandra, ai spus că nu te interesează persoana lui Marinescu, nu trebuia să te aprinzi așa cum te-ai aprins. Exact. Acel subiect a fost dus la extreme și s-a exagerat. Da, Maria, ajutat de tine, în acel moment s-a exagerat pe acel subiect. Și știu, dar au fost mai multe. Au fost ăla care a făcut cu băutura, a fost înregistrarea pe care a dat-o și de fiecare dată, a doua zi, râdeai și vorbeai cu el la telefon, așa că publicul știi tu că am vorbit și am râs cu el la telefon a doua zi, vezi că vorbești în necunoștință de cauză. Păi așa că ai spus el. Te-ai supărat mai rău. Nu, am vorbit cu el la telefon a doua zi. Lasă-mă, Alexandru, să vorbesc cu Alexandru. Păi mi-a dat voie să zic ceva. Te-ai supărat mai rău când te-a făcut bețivă, decât când te-a înjurat de oameni decedați. Că ai spus tu că e o acuză mult prea nașpa. Adică pentru tine e mai important faptul că te-a făcut ăsta bețivă? Știi foarte bine. Amândouă lucrurile m-au deranjat, însă acel lucru a fost exagerat. Nu a auzit. Mai exagerat decât înjurătura pentru oameni decedați. Bă, omule, dar eu vreau să iau înjurătura de persoanele necedate. Când s-a dat pe televizor, el a fost bipuit acolo. Deci, prin urmare, el nu are nici măcar un pic de vină în ochii celor de acasă. În momentul în care el a făcut afirmații proaste la adresa mea, nu i s-au pus anumite interdicții la cuvintele care le scotea pe gură. Da. Și tu în momentul de față stai și dai curs la Mariana. Da, Mariana, dar tu știi. Alexandru, ai la dau curs, că l-am sunat. Mersi, Alexandru. Mariana! Se simte asta, înseamnă că ce? Pe bune? Da, ai uitat că râdeai cu gura până la urechi, Mariana, a doua zi și o zi înainte mi-ai spus. Ai la încă și pe tine te-a dus la chefonul pe jos, să râdeai cu el și băteai. Vrei să facem? Vrei să facem? O problemă cu el sau că te-ai supărat până la urmă? Am dovedit atât de cât și cu atât. Hai, vorbește, vorbește. Despre ce părere are ea de fetele din casa aia, despre Mădălina, despre aia, că se duce și să ia și se duce acasă, îți garantez eu. Diana, să tu te-ai dovezile de emisiune? Ce părere ai tu despre aia, Mădălina, ce ai zis, prietenii tale? Că nu are niciun rost! Bine! Ai ieșit vreodată din Oradea sau n-ai văzut?
sau doar semnul Oradea l-ai văzut pe dreapta? Bă, nu ne-a fost cu piciorul, nu ne-a fost nici cu gândul. Da, mă, man. Codruț, ce mi-ai spus tu înainte să vin? Că dacă o să fii într-o relație cu Alexandra, o să găsești un motiv și o să te desparți de ea și după câteva zile o să te îndrepti spre mine. Am vrut să mă joc cu tine, vreo problemă? Vino, spune tot ce ai de spus, să încheie subiectul, îți vezi de relația ta cu Alexandra și gata! Bă, dar ce aveți, băi, de trei zile încoace aruncați-mă cu scaunul? Diferența dintre mine și tine este că eu pot să-i țin după mine, în schimb tu ești, te tăbălești cu ei și tot. Cine m-am tăbălit? Eu ia zi-mi cine. Dacă vă place așa, mă scuzați pe mine că m-am băgat. Nu e vorba de plăcut. Păi cum nu e vorba, Mariana, că asta arăți. Te jură, a doua zi râzi cu el și vorbesc cu el la telefon. Uneori mai face o mulță, a doua zi lucruri, asta nu știu. A treia, scuză-mă. Sunt aici a treia. Dacă cineva mă jură, poate aveți alt caracter, dacă cineva mă jură de și eu trebuie să stau după să vorbesc cu el la telefon și să glumesc cu el în emisiune, să mă ierte Dumnezeu. Nu te-ai și amenințat? Și mai și râd. Suntem oameni, avem ce să facem, nu poți să-ți ură. Da, să cozi, o făcut rare și o glumă și o sărit toată casa, casa fetelor, i-o sărit în cap la gluma. Eu înțeleg că probabil, aia, eu înțeleg că probabil a tău e un joc. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.